Bine ați venit în această după-amiază și în numele Domnului Iisus Hristos deschidem serviciul divin de botez cu imnul 335, Îți predau întreaga viață. Vă invit să ne rugăm. Dumnezeul nostru care locuiești în ceruri, în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dorim să te lăudăm și să-ți mulțumim pentru ocazia aceasta specială, când ne-am adunat în locașul acesta, cu ocazia acestui botez pentru care îți mulțumim. Și te rugăm pentru ora aceasta să dai har fraților pastori, să dai cuvânt potrivit cu nevoile noastre.
pentru că dorim să plecăm de aici binecuvântați. Însă te rugăm pentru cei doi candidați să le umpli inima cu Duhul Sfânt. Amin. Și bucuria aceasta să fie o pregustare a ceea ce Tu pregătești în ceruri o veșnicie. Amin. Binecuvintează, te rugăm, întreaga asistență. Pe fiecare frate și soră în parte, pe fiecare copilaș. Și fă ca bucuria noastră să fie veșnică în ceruri, unde dorim să Te lăudăm pentru veci, pe Tine, Tată din ceruri, pe Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Am fost la cor și am căutat un tânăr care să știe o poezie pe de rost. Și în continuare un tânăr va spune o poezie.
Am scris repede în sala anexă o jumătate de poezie, dar încerc să o spun pe din afară. De ce a venit Iisus pe lume? De ce între oameni a venit? De ce născutul s-a întruns staul și pe Golgota s-a jertfit? De ce păstratul s-a prins secoli, slăvitui nume pe pământ și nu-l cuprinse în neguri vremea cu întunecatul ei veșmânt? Așa mă întreb, în gândul-mi tainic de raza cerului pătruns. El a venit, cred, pentru mine. Acesta-i singurul răspuns. El a venit să întindă mâna și să salveze viața mea. Pe când eu nu-l iubeam pe Domnul, mi-a dovedit că mă iubea. Urcând calvarul, el a luat asupra lui păcatul meu să-mi poată da apoi credință, cunoaștere de Dumnezeu. El mi-a deschis spre cer o cale și acolo loc mi-a pregătit să fiu în veci de veci cu Domnul, un om iertat și mântuit. O, Doamne, vreau să-mi fii nădejdea. Iubirea Ta vreau să o pătrund, căci dacă Tu existi în lume, de ce aș căuta să mă ascund? Chiar de-aș voi să fug în mare sau calea zorilor, de-aș lua cu Tine ochi, dau pretutindeni și să mă ascund, ah, n-aș putea. De aceea, când Scriptura îmi spune comoara vieții ce ai adus și când cu glasul lor profeții vorbesc de Tine, scump Iisus, când în natură Te văd tainic, când cele scrise se împlinesc, atunci mă încred mai mult în Tine și aș vrea mai mult să Te iubesc. De aceea, fă-te rog din viața mea o viață după placul Tău. Din caracter dă-mi Tu putere să pot îndepărta ce-i rău. Și ajută azi, vrem tuturora, ca pentru toți câți Te-ai jertfit, să nu fii fără de putere, nici în zadar să fi venit. Pașii măreți deja s-au întâlnând, trâmbiți și harpe de argint, drum de stele printre nori deschid. Domnul revine în curând, mii și mii de îngeri se adună în rând, cortegiul sfânt fără sfârșit, pentru Domnul gata pe către pământ, cine sunt bunii slujitori, să-l întâmpine privind spre noi. Haideți copii cu toți la drum, să-l întâmpinăm pe Domnul nostru bun, să șternem flori de mulțumiri și un covor de inimi de creștini.
urmează piesa asta după pastor. O cheamă Claudia și a venit la comunitate, la Berești, ca o adiere de primăvară. Am cunoscut-o pentru că am început să fac lecțiile din manualul de doctrină și am fost impresionat de grija cu care se străduia să ofere răspunsurile, impresionat plăcut de timiditatea ei, de respectul ei, de grija de a nu scăpa nimic din ceea ce se întâmplă la serviciile divine. Și nu știu de ce, privindu-i pe amândoi, Claudia și Mihai, mă uit la ambii, am simțământul că ce spun despre Claudia, sigur e valabil și în dreptul lui Mihai, mă refer la cel îmbrăcat în haine albe. Claudia a venit convinsă că are ceva de învățat din Scriptură în cadrul Bisericii Adventiste. În dreptul meu, ca slujitor al Bisericii Adventiste, sunt convins că nu greșesc dacă spun, având în vedere cele afirmate deja în caracterizarea mea, vezi, adierea de primăvară de care avem cu toții atâta nevoie spiritual vorbind, îndrăznesc deci să afirm că și noi om avea multe de învățat de la una precum Claudia, poate că și de la unul precum Mihai. Ce ziceți, greșesc? Nu voi ține predica de botez, dar din dragoste pentru frații mei, dumneavoastră și cei de la Berești, din respect pentru frații care astăzi au venit în haine albe să încheie legământ cu Domnul, vreau să deschid și eu Scriptura în două sau în trei locuri, să punctez două sau trei lucruri pe care le cred de datoria mea a fi punctate. Mai întâi, Evanghelia după Matei, capitolul 3. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Versetul 10, iată că securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, spune Ioan Botezătorul, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel care vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Claudia și Mihai, ceea ce se face astăzi, ce veți face astăzi, aici. Mă refer la momentul când fratele pastor vă va pogorâ în apa botezului. Momentul acesta, imaginea aceasta, este doar partea exterioară. Este forma. E ceea ce se vede. Dar mai important decât ceea ce se vede, e ceea ce nu se vede. E fondul problemei. Ioan a spus că botează cu apă. La fel fac și pastorii astăzi. Ceea ce e mai important e acel botez de care vorbea Botezătorul acum 2000 de ani. Botezul cu Duhul Sfânt și cu foc. Domnul să vă ajute ca tot astăzi și începând de astăzi, să aveți permanent și această experiență. Vreau să mai deschidem Sfânta Scriptură
la Evanghelia după Matei, capitolul 11. E vorba de o întrebare la care solicit în primul rând pe Claudia și pe Mihai să dea un răspuns. Matei 11 cu 7. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? Claudia, știi ce se întâmpla în pustie, în jurul lui Ioan, la Iordan? Era vorba despre botez. Și mulțimile veneau ca electrizate. Și Mântuitorul a dorit atunci să puncteze un lucru deosebit de important, ceea ce încerc să fac și eu, pentru că de asemenea îl consider foarte important pentru evoluția voastră spirituală în cadrul căutării voastre, în cadrul Bisericii Adventiste. Ce ați ieșit să vedeți? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, evident răspunsul era nu. Ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc. Aplicația Domnului Hristos era la Ioan și la mesajul lui Ioan, care mesaj era centrat pe Mesia. Aplicația de astăzi este direct la Domnul Hristos. Mă uit atent la tine, Mihai, mă uit în ochii tăi, Claudia, și vreau să vă întreb, ca o prelungire, ca un ecou a ceea ce i-a chestionat atunci pe cei prezenți la Iordan. Ce ați ieșit să vedeți? Să știți că suntem oameni pașnici și noi, noi adventiștii. Veți intra și voi astăzi în rândul nostru. Suntem mai mult sau mai puțin cunoscători ai Scripturii. Suntem oameni cu intențiile cele mai bune. Și noi pastori. Vreau să vă anunț din start că trebuie să răspundeți astăzi la această întrebare. Pentru care dintre cei prezenți ați ieșit la Iordan astăzi? Claudia dă sigur, cu certitudine din cap, pentru niciunul dintre cei care ne arătăm fața aici, ci pentru unul a cărui față nu o vedem, dar o simțim. Ce ați ieșit să vedeți, Mihai, pentru cine faceți pasul acesta astăzi? Pentru că, uitați-vă atent în sală, și aici, la Amvon, mai devreme sau mai târziu, dacă un om v-a condus la decizia de astăzi, vă anunț că veți fi dezamăgiți. Dar dacă aveți astăzi clar răspunsul la această întrebare, pentru cine ați ieșit, sunt convins că veți putea să mergeți până la capăt, acolo unde vă așteaptă Dumnezeu și veșnicia. La un moment dat, Domnul Hristos, predicând despre lucrarea sa, despre jertfa sa și despre nevoia noastră de a ne hrăni în toate felurile, cu cuvântul său, spune, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, n-aveți viață în voi înșivă. Și spune, raportează Scriptura că vorbirea aceasta s-a părut unora prea de tot. Și unii, știi ce au făcut Mihai și Claudia? Au plecat, spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Și atunci, ca să-i ajute, Domnul Hristos îi întreabă și pe ceilalți care au rămas. Voi nu vreți să vă duceți? Se pare că cei care au rămas au știut de ce au rămas, pentru că răspunsul vine din partea lui Petru cu multă siguranță. La cine să ne ducem, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Tu ești Hristosul. Domnul să vă ajute și să ne ajute ca astăzi să facem fixație pe acest răspuns magistral. N-avem unde să ne ducem. Chiar dacă uneori
Vom cunoaște dezamăgirea, vom cunoaște decepția, poate descurajarea. Dincolo de toate acestea, vrem să rămânem cu El până la sfârșit. Amin. Am în ceruri sus, o coroană de aur am în ceruri sus, slavă lui Iisus. Haină albă în ceruri îmi va da Iisus, îmi va da Iisus. Haină albă în ceruri îmi va da Iisus, slavă lui Iisus. Pentru Domnul vreau să cânt în ceruri sus, cânt în ceruri sus, cânt în ceruri sus. Pentru Domnul vreau să cânt în ceruri sus, slavă lui Iisus. Dragi candidați la botez, iubită comunitate, stăm aici împreună la, înaintea lui Dumnezeu, la una dintre cele mai importante și sfinte ocazii pe care le pot oferi întâlnirile noastre în casa de rugăciune. Suntem aici împreună ca să fim martori la momentul în care Claudia și Mihai vor spune da Mântuitorului și sperăm din toată inima noastră pentru toată viața lor. Asistăm astăzi, din punct de vedere al Bibliei, la ceea ce înseamnă o mormântare. Și spre deosebire de ceea ce înțelegem noi prin o mormântare, în mormântare de astăzi are de a face cu un eveniment foarte fericit pentru ei, dar și pentru noi. Pentru că este vorba de îngroparea unui trecut care nu ne place, de care am vrea să scăpăm și de care nu se poate scăpa decât într-un singur fel. Și anume prin apa botezului. Care înseamnă răsarea trecutului, iertarea păcatelor prin puterea sângelui Domnului Iisus Hristos prin jertfa de la Golgota și apoi prin lucrarea Duhului Sfânt, un început într-o viață nouă spirituală. Iar lucrul acesta nu se face datorită părinților, datorită anturajului și lucrul acesta se face doar într-o relație strânsă, permanentă cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și dacă colegul și prietenul meu, Ovidiu, spunea pe ea o cheamă Claudia, eu trebuie să spun că pe el îl cheamă Mihai. Mihai n-a avut ce face când era pe băncile școlii, cu mai mulți ani în urmă, și s-a luat la discuție despre credință cu cine credeți. Colega lui de clasă cu Luminița. Și bineînțeles că el, ca bărbat care dorea să se pregătească pentru a deveni preot și făcea pregătire în sensul acesta,
Trebuia să aibă, sau consideră el că trebuie să aibă ultimul cuvânt. El vrea că Luminița nu vrea să devină preot, dar știa că ultimul cuvânt întotdeauna trebuie să-l aibă Biblia. Și din dezbaterea aceasta, din contradicția aceasta, s-a născut în cele din urmă în inima lui Mihai un interes pentru a studia mai bine cum stau lucrurile. Dar n-a fost un drum scurt, a fost un drum destul de lung, ani de zile. Și acum a venit momentul ca să spună din toată inima bunului Dumnezeu da și să rămână unul dintre copiii lui Dumnezeu care vor trăi frumos aici, dar care într-o zi vor fi și împreună cu Mântuitorul, credem din toată inima, pe plaiurile împărăției lui Dumnezeu. Și ca să rămân tot în ton cu Ovidiu, cred că lucrul acesta se potrivește foarte bine și cu Claudia. Frați și surori, acest moment de mormântare, cum l-a numit și cum numește Sfânta Scriptură botezul, ca un simbol al morții, al rămânerii în mormânt și a ridicării la viață, pentru veșnicie, a Domnului Iisus Hristos și nu numai pentru El, dar și pentru cei care vor crede în El și care vor veni la El, care se vor apropia de El prin cuvântul Lui. Acest cuvânt de mormântare și care produce bucurie, vreau să spun că nu limitează bucuria doar aici, la candidații de botez sau la noi, și cuvântul lui Dumnezeu prin gura Domnului Hristos, ni se spune că această bucurie se transferă și în ceruri, căci mare bucurie este în ceruri pentru un singur păcătos care se întoarce. Sigur că s-a bucurat Domnul Iisus Hristos și s-a bucurat cerul pentru miile de la ocazia de Rusalii, dar de fiecare dată când este vorba de încheierea legământului cu Dumnezeu prin botez, este bucurie în cer pentru unul singur. Și eu sunt tare bucuros că Mântuitorul vorbește despre lucrurile acestea, pentru că altfel noi, pastori, am avea ceva dificultăți la a ne organiza predicile. Predicile de botez. Că dacă vine unul singur, cum să predice? Dacă n-ar fi gândul acesta. Vorbim atunci când sunt mulți, nu? De regulă, am observat că există așa un entuziasm mai mare atunci când sunt mai mulți. Dumnezeu vorbește altfel, frați și surori. Dacă doi sau trei se adună în numele meu și trăiesc după cuvântul meu și după voia mea, sunt acolo să-i binecuvintez. Și dacă unul singur ia decizia ca să urmeze pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul aprobă actul lor și cerul se bucură. Este bucurie în cer și pentru tine, Claudia, și pentru tine, Mihai, astăzi. Să vă întărească Dumnezeu și să vă ajute să rămâneți statornici pe calea credinței până la revenirea Lui. Aș începe cu o întrebare, scurta meditație pe care aș vrea să o aduc înaintea dumneavoastră sau să vă invit la această scurtă meditație printr-o întrebare, și anume, ce credeți dumneavoastră că așteaptă Dumnezeu de la ei? Sau ce ați crede voi că așteaptă Dumnezeu de la voi? În mintea dumneavoastră sunt o mulțime de lucruri, nu? Păi da, sunt o mulțime de lucruri. Biblia are 1000 și ceva de pagini. Și adevărat. Și toate sunt bune și toate cuvintele de acolo sunt sfinte. Dar eu mă refer aici la ceea ce Duhul Sfânt a așezat în chintesență într-una din mințile profeților din vechime, și anume îl chema Mica pe acest om, și în capitolul 6, versetul 8, spunea: ți s-a arătat, Mihai, ce este bine și ți s-a arătat, Claudia, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, adică să umpli cu dreptate, să nu umpli cu strâmbătate, să te ferești de lucrurile strâmbe spiritual, să faci dreptate, să iubești mila și să umpli smerit cu Dumnezeul tău. Tare simplu, nu? Simplu, dar în același timp complicat, frați și surori. Pentru că aici este vorba de relații corecte cu Dumnezeu. Și aici este vorba de relații corecte cu semenii noștri. Aici este vorba, în esență, de ceea ce stabilește principiul celor 10 porunci cu privire la dumneavoastră, cu privire la mine, cu privire la ei. Și anume iubire față de Dumnezeu, împăzirea cu integritatea fiecăreia dintre cele 4 porunci care privesc relația cu Dumnezeu.
Să nu te închini la alți Dumnezei, să nu-ți faci tu niște lucruri sau să ți le facă altul, să le sfințească altul și tu să duci prin intermediul lucrurilor să te închini înaintea lui Dumnezeu. Nu așa, că e păcat. Să nu iei în deșert numele lui Dumnezeu, să nu spui cuvinte nepotrivite când este vorba de Dumnezeu. Și apoi, ca o liniștire totală a apelor în centrul decalogului pentru relația noastră cu Dumnezeu, cuvântul spune: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile să-ți faci tot lucrul tău. Dar ziua a 7 este ziua de odihnă, închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare. Ce frumos vorbește Dumnezeu. Să arătat omule ce este bine. Să faci dreptate, să umbli cu dreptate relația cu Dumnezeu și apoi în relația cu aproapele celelalte porunci. Da? Să umbli smerit, să fii dispus ca întotdeauna să ai o atitudine altruistă. Și poate că sunt exemple din Sfânta Scriptură care ne învață că atunci când iubești pe cineva cu adevărat, nu poți să ai altă atitudine decât una altruistă. Vă aduceți aminte de Maria? Fiindcă iubea pe Domnul Iisus Hristos, a făcut un gest pe care cei mai mulți l-au condamnat. Vă aduceți aminte ce a făcut? Avea și ea un vas care costa o avere și l-a adus și l-a spart și cât a turnat din el? L-a dat tot. E foarte interesant. Și au fost glasuri acolo. Au fost oameni care au spus: așa ceva nu-i normal, așa ceva nu se poate. Dar de ce a făcut ea lucrul acesta fără niciun fel de rezerve? Pentru că i-a înțeles ce înseamnă din partea Domnului Iisus Hristos cuvintele care spuneau: nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. De aceea, frați și surori, este interesant această atitudine spre deosebire de alții, prin contrast. Îl aveam pe Iuda acolo, da? Iuda ce a zis? Ce înseamnă risipa aceasta? Ce rost are? Înțeleg și eu credința, dar nu chiar așa. Din când în când, dacă lucrurile sunt mai presante, mai poți să faci anumite compromisuri, mai poți să faci anumite lucruri după mintea ta, nu? Dar nu este așa. Credința trebuie să rămână credința adevărată până la sfârșit. Mi-aduc aminte de asemenea de o altă atitudine a lui Belșațar. Ăsta era și mai interesant. În cartea lui Daniel, am să vă rog să citiți lucrul acesta, capitolul 6, Belșațar nu se satură cu darurile pe care le-a primit din partea lui Dumnezeu. Nu se satură. Nu se satură cu viața, cu bogăția, nu se satură cu poziția în care l-a așezat Dumnezeu acolo. Și el vrea mai mult decât atât. Vrea niște lucruri care, de fapt, nu-i sporeau cu nimic satisfacțiile lui păcătoase și pământești. Anume, el vrea lucrurile sfinte. Și știi ce porunc a dat în toiul chefului lui? Duceți-vă și aduceți vasele sfinte de la casa Domnului. De la casa Domnului. Iată să citim aici, că mi se pare interesant lucrul acesta. Capitolul, am zis 6, dar uitați-vă în capitolul 5 totuși, ca să găsiți ce vreau să spun. Zice așa: împăratul Belșațar a avut o mare ospățelor, 1000 de mai mari ai lui și au băut vin înaintea lor. Da seama ce interesant este ca un împărat chemat să conducă o națiune mare să se îmbete în fața mai marilor lui. Ce cinste, ce onoare, ce demnitate, ce împărat adevărat, da? Așa sunt împărații lor. Nu toți se îmbată cu vin, dar toți se îmbată cu lucruri care nu sunt de cinste. Și atunci, în cheful acesta, a poruncit să-i aducă vasele de aur și spune versetul 3, au adus îndată vasele de aur. Oamenii erau, se găseau din aceștia care așteptau să intre în jocul acesta. Și le-au adus și au băut el și nevestele lui și cine mai erau pe acolo și așa mai departe. Versetul 4, au băut și au lăudat pe Dumnezeu de aur, de argint, de aramă. Au lăudat niște Dumnezei făcuți de mâinile lor. Da? Omul acesta nu se satură cu darurile lui Dumnezeu și el vrea și ceea ce aparținea lui Dumnezeu. Și dacă lucrul acesta s-ar fi sfârșit cu Belșațarul de atunci, în care o mână scrie o osândă pentru el și se împlinește sentința chiar în noaptea aceea, bine ar fi, dar nu este așa. Au rămas o mulțime de belșațari moderni care vreau, în afară de darurile pe care Dumnezeu le-a dat lor, mai vreau să pună mâna și pe ziua lui sfințită și să spună: nu! Ziua sfințită trebuie ruptă și noi vrem să ținem altceva.
aceștia sunt belșațarii moderni, care se cred a toți stăpânitori pe pământ și spun, nu sâmbăta binecuvântată de Dumnezeu și sfințită, ci duminica, pentru că noi vrem să facem lucrul acesta în cinstea învierii. Deși la origine, atunci când a fost dat decretul de împăratul Constantin cel Mare, nu era deloc în cinstea învierii și era în prea sau în venerabila zi a soarelui. Și oamenii au zis, vrem să prindem de mâna lui Dumnezeu lucrurile sfințite. Și alții vor să pună mâna pe zecimea lui. Ați auzit de zecime? Creștini care vor să pună mâna pe zecimea lui Dumnezeu și să o folosească cum credei și să eventual să o folosească pentru ei și așa mai departe. Alții vor să pună mâna pe cina Domnului și la cina Domnului, dacă vrea El să nu-ți mai dea și pâinea sau să nu-ți mai dea și vinul sau dacă ți le dă pe amândouă, ți le dea cu ferment și care să nu mai se strice simbolul acesta. Ca să nu mai vorbesc de botez. Și zic, dar de ce să ne mai deranjăm noi și să intrăm în apă? Luăm puțin apă, stropim și gata, că apa e tot, nu? Și alții fură de la Dumnezeu semnificația mijlocirii Lui și închinarea Lui și așa mai departe. Frați și surori, dacă s-ar fi terminat cu belșațarii moderni, bine ar fi fost. Dar oamenii știți ce consideră? Uitați-vă la mine, zic belșațarii moderni. Dacă eu, ca om, îți poruncesc ție și tu faci cum spun eu, nu cum spune Dumnezeu, îți dai seama cât de important sunt eu. Dacă eu ca om îți poruncesc ție ca să nu ții ziua de sabat, ziua a șaptea pe care a sfințit-o și a binecuvântat-o Dumnezeu, îți poruncesc să ții duminica și tu ții duminica, îți dai seama cât de important sunt eu și îți dai seama că de fapt închinarea tu nu mai dai lui Dumnezeu și mi-o dai mie care ți-am poruncit să păzești altă zi. Pentru că niciodată în Scriptură nu găsești vreo idee, vreo aluzie că Dumnezeu ar fi transferat sfințenia zilei de odihnă de la sabat la duminică. Ca să nu mai vorbesc și de celelalte amintite, cum ar fi zecimea, mântuirea, iertarea, cina, botezul și celelalte. Sigur că Dumnezeu va aduce într-o zi aceste lucruri la judecată și judecata va fi dreaptă și va răsplăti fiecăruia după faptele lor. Pentru voi însă, Mihai și Claudia, faptele voastre trebuie să fie niște fapte curate pe care Dumnezeu să le binecuvinteze. Prin botez, de fapt, așa cum spune Mica, noi mărturisim ce este bine. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și noi facem ce este bine. Și a venit Domnul Iisus Hristos și Ioan a zis, nu cred că este cel mai bine să vii la mine? Și Domnul ce a zis? La botez este bine să dau un exemplu ca să știe toți cum trebuie procedat. Și a venit la Ioan și a fost botezat. Apoi ne-a dat o poruncă foarte clară în privința aceasta și a zis, duceți-vă în toate neamurile, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Dar această transformare pe care o lucrează puterea Harului lui Dumnezeu prin credință în viața noastră, ea nu se face dintr-o singură dată. Și este vorba de un proces. Este un proces uneori mai lent, alteori mai insistent, da? Dar e un proces. Este ceea ce numim noi viața de ascultare de Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, ca să dau un exemplu, în Sfânta Evanghelie după Luca, în capitolul 8, cunoașteți foarte bine întâmplarea aceasta, dar vreau să o aduc înaintea noastră în împrejurarea aceasta, pentru a observa un aspect și anume, mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului și cineva a spus, mama ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Dar el, drept răspuns, a zis, mama mea și frații mei sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Indiferent de situațiile care vor veni asupra voastră, să știți acest gând al Mântuitorului. Că puteți să fiți cu cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și care îl împlinesc. Pentru că cel care intră în apa botezului are și niște responsabilități. Are niște responsabilități mari pentru o viață nouă și Dumnezeu este acela care vă va ajuta. Și voi nu mai sunteți acum oaspeți ai casei și cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, potrivit cu cele spuse în Efeseni. Și va fi o luptă.
Probabil că și Ovidiu, când a făcut examinarea, a amintit despre această teribilă ruptă în care o găsim în Cartea Apocalipsei, și Balaurul, noi am avut discuția aceasta foarte serios în comitetul bisericii, și Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război. Război cu ei, miile și zecile de mii de îngeri căzuți în frunte cu Balaurul, care este diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, s-a dus să facă război cu rămășița. Puțin. Dați seama ce imagine ne creionează aici Sfânta Scriptură. Ei, cei căzuți, a treia parte din îngeri care s-au îndepărtat de Dumnezeu, coboară să facă război, nu cu toată lumea, nu cu toți creștinii. Și au ei un scop precis și final. Cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Nu este de mirare că mai târziu Domnul Iisus Hristos în capitolul 14 spune: aici este răbdarea Sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Legate lucrul acesta există o făgăduință și vreau să o citesc pentru cei doi astăzi, o făgăduință care ne face bine și nouă să o auzim, cei care ne-am botezat mai de mult sau care ne vom boteza în curând, și anume cea din Romani, în gura Apostolului Pavel, și care spune așa: de ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a curțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Și cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți, fără pată, la momentul botezului. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi și pentru voi. Și nu uitați ce spune Apostolul Pavel, că în orice perioadă de necaz, de criză, putem alerga la tronul lui de milă și har, cum vorbește Sfânta Epistolă către evrei. Frați și surori, veți avea nevoie, frate și soră, veți avea nevoie de aceste lucruri. Frați și surori, avem și noi nevoie, și o să închei cu o întâmplare care mie mi-a plăcut foarte mult atunci când am citit-o. Era prin 1986 în Hong Kong și niște misionari plecați din America ca să activeze acolo în mijlocul populației de acolo, mulțimea aceea imensă de oameni, au fost la o biserică adventistă și la un moment dat doi bătrâni peste 60 de ani i-au luat în casa lor. Și i-au omenit foarte bine și erau încântați. Și au văzut gesturile lor de afecțiune reciprocă, unul față de altul, și au fost așa cam curioși și se întrebe, zice: da, voi de când sunteți căsătoriți? Zice: avem, noi suntem căsătoriți de curând, zice, avem aproape 2 ani de zile de când ne-am căsătorit. Așa, uitați, măi, așa de târziu. Da, zice, noi ne-am căsătorit acum, dar suntem logodiți mai de mult. De când? A, zice, suntem legodiți cu vreo 60 de ani în urmă. A, 60 de ani în urmă, logodnă, mă nuntă. A fost și mai interesant. Și a zis: dar ce s-a întâmplat? Cum a fost? În 1949, la 2 ani după războiul civil din China și când puterea comunistă a preluat conducerea, aceștia au vrut să distrugă, între altele, și religia. Iar un bărbat, un student, teolog la Institutul Adventist din Nanjing, vreo 300 de kilometri de Shanghai, dar adânci ce mai contează 300 de kilometri, da? Era aproape de Shanghai, da? Și făceau pregătirile pentru nuntă, a doua zi trebuia să fie nuntă, era sâmbătă seară după apus, și făceau pregătirile pentru nuntă, totul era gata și logodnicii făceau cum să meargă mireasa, cum să calce, cum să procedeze, cum să o ducă și știi. Și în timp ce vorbeau eu acolo, s-au deschis brusc ușile, înteți arestați în numele legii, i-au luat și pe el l-au dus, l-au băgat la muncă forțată cu un singur scop, să renunțe la credință. Și el n-a renunțat. Și a zis să rămâi aici. Logodnica lui avea dreptul ca să vină la el în vizită o jumătate de oră pe an. Jumătate de oră pe an. Și de fiecare dată când venea, îi se spunea înainte: fii atent, vine logodnica ta și vei vorbi cu ea jumătate de oră. Dar, dacă renunți la credința ta, dacă lași gărgăunii aceștia din capul tău,
pleci acasă împreună cu logodnica ta. Și el a zis nu. Și al doilea an la fel, și după 3 ani la fel, și după 10 ani la fel, și după 20 de ani a spus, băi, dar nu te-ai săturat? Ce fel de prietenie este aceasta, jumătate de oră pe an? Și în loc să te duci cu logodnica ta acasă și să fii fericit, tu rămâi statornic în încăpățânarea ta. Și el a spus, nu pot, o iubesc foarte mult, dar nu pot să fac lucrul ăsta. Spune, iubesc și pe Dumnezeu și Dumnezeu mi-a făcut atâta bine. Și eu a zis, da, bine, încăpățânarea se plătește. Și a mai stat câțiva ani și la 36 de ani de pușcărie este eliberat. Ei bine, după ce a fost eliberat, a spus cu o singură condiție. Pleci în Hong Kong. Și în 1984 pleacă în Hong Kong și acolo, credeți, unde credeți s-au dus prima dată? La starea civilă. S-au căsătorit. Și acum erau proaspeți căsătorii, sigur că da. Frați și surori, misionarul a fost foarte tulburat de această ilustrație, pe care noi o povestim așa, dar s-o trăiești 36 de ani în felul acesta. Și a spus, cum a fost posibil oare așa ceva? Și el a ridicat fața senin și cu un zâmbet larg și a spus, frate, dar la cât a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine? La cât ne iubește Domnul Iisus Hristos încât dorește ca în ciuda defectelor noastre, în ciuda scăderilor noastre, în ciuda problemelor noastre relaționale, ne dorește cu sine, ca într-o zi să fim împreună cu El. Și El a fost acela care a spus, Tată, vreau ca împreună cu mine să fie și aceea pe care mi-ai dat Tu. Ce frate, cum poți să nu iubești pe un astfel de mântuitor? Dar nu 36, 136 de ani și merită să faci pușcării pentru așa mântuitor. Frați și surori, merită? Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze. Pentru că Dumnezeu în adevăr merită. Și în fața lui Dumnezeu, cuvântul Sfintelor Scripturi ne spune pentru noi ceilalți ca un apel puternic. În capitolul 22 din Faptele Apostolilor vorbește de un alt bărbat al credinței cu experiență puternică în Dumnezeu și care zice așa. Și el mi-a zis și zice atunci în versetul 16. Sau la versetul 14 mi-a zis: Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui și să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui. Căci vei fi martor față de toți oamenii, printr-o lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Ce frumos ar fi să fiți martorii Lui până la venirea Lui. Pentru că și voi aveți această prezență a Duhului Lui Dumnezeu asupra voastră. Și apoi mai spune cuvântul, și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale chemând numele Domnului. Lucrul acesta e valabil pentru ei, e valabil pentru noi. Dar înainte de rugăciunea de consacrare pentru a intra în apa botezului, vom asculta și mărturia lor publică legat de pasul pe care ei doresc să-l facă și anume încheierea legământului cu Dumnezeu prin botez. Am să vă invit să vă ridicați pe picioare. Fratele Mihai și sora Claudia, am să vă rog să răspundeți cu un da hotărât și clar dacă sunteți de acord cu întrebările de aici. Pentru că dacă nu, dacă aveți neclarități în legătură cu afirmarea pozitivă, atunci ar trebui să mai amânăm trecerea prin legământul botezului până când afirmațiile pot să devină pozitive, da? Credeți că există un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt într-o unitate? Nu, nu-i nevoie de microfoane. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Nu, fără prea mult zel totuși. Și apropo de treaba asta, când avem om la pupitru, nu se bate microfoane niciodată. Cel de la pupitru știe foarte exact când se dea drumul și cum se dea drumul. Să nu mai bateți microfoane, vă rog frumos. Așa, speriem pe cei care dorm în biserică. Vă rog. Deci, credeți că există un Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt într-o unitate veșnică și care depășește limitele noastre de înțelegere a unei singure persoane veșnice? Un singur Dumnezeu, adică. Da. Acceptați moartea Domnului Iisus Hristos pe crucea Golgotei ca jertfă de ispășire pentru păcatele voastre și credeți că prin puterea Harului lui Dumnezeu El v-a iertat păcatele pentru că voi a cerut lucrul acesta? Îl acceptați pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al vostru personal
și doriți din toată inima să renunțați la orice căi păcătoase ale lumii acesteia și să vă dedicați viața Lui pentru a fi și în ziua veșniciei împreună cu El? Acceptați prin credință și neprihănirea Domnului Iisus Hristos și faptul că El mijlocește în sanctuarul din ceruri pentru voi și credeți în puterea transformatoare a Harului Lui prin lucrarea Duhului Sfânt ca să vă ajute să trăiți o viață nouă, astăzi mai bună decât ieri? Credeți că Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și singura normă pentru credință și pentru conduita creștinului? Vă angajați, ca așa cum ați făcut până acum, să faceți și deci înainte, să o studiați zilnic, să-i aprofundați sensurile și să devină hrana voastră spirituală? Acceptați cele 10 porunci, 10, nu 9, nu 2 și nici 8, 10, da? Acceptați cele 10 porunci ca fiind o transcriere a caracterului lui Dumnezeu, adică o expresie a caracterului lui Dumnezeu și o descoperire a voinței sale? Și doriți ca la aceste porunci să împliniți inclusiv porunca a patra care spune să păzești ziua de odină care este sfântă. Să-ți oprești piciorul în ziua sabatului, cum zice Isaia. Să nu-ți faci gusturile tale, pentru că ei vor fi împreună cu Domnul în cer. Doriți lucrul acesta? Dumnezeu să vă ajute. Veți și vorbi despre cele 10 porunci? Altora? Da? Îți veți învăța să numeri corect? Da? Învățați să numeri corect. Dacă a uitat cum era la matematică, spui, măi, nu unu, întâia da, a doua nu, a treia da, a patra nu. Nu, asta nu e o numărătoare corectă. Deci să numără 1, 2, 3, 4, corect, da? Acceptați apropiata venirea Domnului Iisus Hristos ca fericita voastră nădejde. Când familia celor care sunt pe pământul acesta cu familia din cer vor fi una și aceeași, împreună cu cei care vor fi înviați prin puterea Domnului Hristos din morți. Acceptați învățătura biblică referitoare la darurile spirituale și credeți că darul profeției este unul din semnele de identificare adevăratei biserici, împreună cu cele 10 porunci, conform cu Sfânta Scriptură? Credeți că Biserica Domnului este organizată și că ne putem închina în ea nu doar cu prezența fizică, dar și cu darurile noastre, cu zecimile noastre, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze? Credeți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt și nu trebuie spurcat niciodată prin ceea ce Dumnezeu a zis, e necurat, nu se mănâncă. Este vătămător, nu se bea. Este periculos, nu se pune în gură. Doriți să vă rânduiesc viața potrivit cu aceste principiile lui Dumnezeu? Cum ar fi băuturi alcoolice, mâncare necurată. Nu vindem, nu cumpărăm, nu gestionăm, nu ducem cadou. Da? Dumnezeu să vă ajute. Cafeaua, apropo, este tot între acestea? Sau cafeaua este un drog bun? E tot vătămător, da? Deși cafea. Și nici traficul cu alte droguri și așa mai departe. Cunoașteți și înțelegeți principiile fundamentale ale Bibliei, așa cum sunt susținute de Biserica Adventistă de ziua șaptea, și doriți să vă îmbunătățiți purtarea zi de zi pentru a vă conforma cu aceste principii care îți găsesc în Sfânta Scriptură pe care Biserica Adventistă de ziua șaptea o proclamă ca singura conduită a creștinului? Da? Acceptați învățătura Noului Testament cu privire la botezul prin cufundare și doriți să fiți botezați ca exprimare publică a credinței voastre în Dumnezeu, ca Mântuitorul vostru, pentru iertarea păcatelor? Da. Credeți că Biserica Adventistă de ziua 7 este Biserica Rămășiței, cu care ați văzut cine are treabă, pentru că păzește poruncile, în profeția biblică, dar unde sunt primiți oameni de unde? Absolut din toată lumea, din toate condițiile sociale, ca să formezi o singură biserică și doriți să vă alăturați din convingere acestei biserici mondiale a Domnului Iisus Hristos, cât și a comunității locale, Dumnezeu să vă ajute. Frați și surori, cum ați auzit, afirmațiile lor, răspunsurile lor la întrebările puse au fost afirmative, pozitive, așa că am să vă cer votul pentru botezul lor, în mod deosebit pentru botezul lui Mihai. Pentru că pentru botezul lui Claudia a fost luat deja un vot, dar niciodată nu strică două voturi. Așa că am să vă rog, cât sunteți de acord ca să intrăm cu ei în apa botezului să votăm? Unul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească și să vă ajute.
Rog pe fratele Ovidiu să vă mai spună câteva cuvinte în timp ce eu mă pregătesc, diaconia se pregătește și apoi, într-o rugăciune de consacrare și la botez, actul cu care încheiem serviciul acesta sfânt de astăzi. Într-o ocazie, fiii lui Zebedei, fiii tunetului, au făcut o cerere Domnului Hristos, Claudia și Mihai. Și i-au spus Domnului Hristos, Doamne, poruncește când vei veni în împărăția ta ca să fim unul la dreapta și unul la stânga. Mihai și Claudia vă caut privirile în agitația de aici. Și Domnul Hristos le răspunde cu o întrebare. Vreau să zic ceva foarte concret, în ciuda planurilor. Știți ce îi întreabă Claudia pe cei doi? Puteți voi să fiți botezați cu botezul cu care voi fi botezat eu? Era deja la 3 ani și jumătate de la momentul în care Ioan Botezătorul deja îl botezase pe Mântuitorul la Iordan. Și iată dar că Domnul Hristos vorbește despre, nu despre botezul din trecut, ci despre un alt botez care urma să aibă loc. Și acum vă întreb și întreb pe toți cei prezenți. Poate că vă câștig și eu atenția. Știți la ce botez se referea Domnul Hristos când i-a întrebat pe cei doritori să șadă la dreapta și la stânga? Vă asumați botez? Puteți voi? Urma Golgota. A fost un botez al suferinței. A fost un botez al decepției pentru că cei iubiți de el au dat bir cu fugiții la propriu atunci. A fost un botez al durerii teribile pentru că niciodată Mântuitorul nu cunoscuse despărțirea de Tatăl. Ce vreau să spun, Claudia și Mihai, astăzi nu veți face ceva după care se pune punct. După botezul de astăzi, urmează virgulă. Pentru că urmează fiecare experiență pe care o veți avea cu Dumnezeu. Să primiți un nou botez, un botez al mărturisirii, un botez al cunoașterii, un botez al dezamăgirii, un botez al reconstrucției spirituale cu noi date pe care le oferă viața, lumea, comunitatea în fiecare zi. Și acum vă întreb, puteți voi, Claudia și Mihai, să fiți botezați cu botezul acesta. Acceptați. Domnul să vă ajute să puteți primi, după rânduiala providenței, orice ocazie de genul acesta. Frate, probabil ne vom ridica și vom încheia cu... Da? Haideți să ne ridicăm și să facem împreună o rugă pentru hotărârea celor doi astăzi. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, în numele Domnului Hristos vrem să-ți mulțumim pentru că adevărul Scripturilor și jertfa Mântuitorului a convins
astăzi pe Claudia și Mihai să intre în legământ cu tine. Și te rugăm să pecetluiești pentru veșnicie decizia aceasta. Și au făcut planuri pentru viitor. Planuri în care tu să fii pe primul loc, planuri în care să te mărturisească, planuri în care să trăiască pentru tine și cu tine. Te rugăm să îi binecuvântezi în ceea ce s-au hotărât să facă și să pecetluiești pentru veșnicia aceasta. Te rog să binecuvântezi familiile de unde provin. Te rog să-i ajuți pe Claudia și Mihai să fie buni martori ai tăi, pentru că știm că Duhul tău caută sufletele prețioase din aceste familii și vrei să-i folosești pentru aceasta. Te rog să binecuvântezi familiile pe care s-au hotărât să le alcătuiască în perspectiva viitoare și să ajuți ca și acestea să aducă slavă numelui tău. Și te rog să ne sprijinești, și mă refer acum la cele două comunități, Bacău Centru și Berești Azlău, să fim familii calde, comunități primitoare, să le oferim sprijinul nostru pentru ca aceste planuri frumoase pe care ei le-au făcut să poată fi și împlinite prin harul tău. Binecuvântă echipa aceasta care astăzi încheie legământ cu tine, binecuvântă pe fratele Pavel și ajută tu ca tot ceea ce se întâmplă astăzi în locul acesta să aducă bucurie și slavă în ceruri, pentru că te rugăm prin Iisus, Domnul nostru. Amin. Amin. Vă invit să luăm loc și am să vă rog să ne păstrăm locurile, posibil că spune și pe ecran. De cei care nu pot vedea direct, vor vedea și pe ecran. Dar înainte de a coborâ în apa botezului, așa mă îndeamnă Duhul meu să-i întreb care ar fi cea mai mare dorință a vieții lor în momentul acesta în care apa aceasta limpede și sperăm călduță ne așteaptă să coborâm pentru acest act sfânt. Claudia, care ar fi dorința ta cea mai mare? Ce-ai dorit? Aș dori să rămân statornică și să... să-L urmez pe Iisus. Amin. Și ți-ar place să-i vezi și pe alții, așa, de tăi, dragi? Aici, în sală, din aceștia dragi? Aici? Da? Te rogi pentru ei și dorești pe ei alături de Domnul Iisus? Da. Dumnezeu să te binecuvânteze. Frate Mihai, care ar fi dorința ta mai arzătoare așa la momentul acesta? Îmi doresc să mă apropii cât mai mult de Domnul Iisus Hristos și să mă pot mântui. Amin. Prin puterea și prin harul lui. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Haideți în partea asta. Bazat pe sirea ta de credință în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al tău, în fața martorilor văzuți și nevăzuți te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.
Amin. Iubite frate Mihai, întemeiat pe mărturisirea ta de credință în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tău personal și potrivit cu rânduiala evanghelică pe care El însuși a stabilit-o în biserica Lui, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Iubiți frați și stimate surori, n-am părăsit niciodată bazinul acesta de botez fără a face un apel puternic la conștiințele noastre. Știți de ce? Pentru că vremurile sunt rele și sunt din ce în ce mai rele. Iar singurul lucru bun pe care îl putem face în viața aceasta este să ne împăcăm cu Dumnezeu. Nu există ceva asemănător în lumea aceasta și care să spunem că într-adevăr are valoare. Așa cum putem spune despre momentul legământului cu Dumnezeu în care ne angajăm să rămânem de partea Lui și acceptăm puterea Harului Lui în viața noastră și acceptăm călăuzirea Lui pentru viața noastră. De aceea vă rog, nu amânați, pentru că cunosc personal situații în care oameni care au dorit să facă lucrul acesta, în care oameni care au cunoscut mult din cuvântul lui Dumnezeu au amânat, iar vrăjmașul este periculos și șmecher. Te face să amâni azi, să amâni mâine și într-o zi nu mai e posibil ca să te mai întorci la Domnul. De aceea vă rog astăzi, nu amânați. Apă este, condiții încă sunt, nu trăim în perioada de început a bisericii creștine, în care biserica era persecutată și în care se știa că dacă te botezi poți să ajungi în arena cu lei. Nu trăim în țările care persecută teribil credința creștină, în care ți se spune dinainte, fii atent, dacă te botezi, nu doar că vei fi omorât, vei plăti și glonțul. Și glonțul știți cât costă? O avere, plătești totul de pe lângă casă ca să plătești glonțul cu care vei fi omorât. Și sunt oameni care se botează chiar în aceste condiții. Noi suntem aici în timpuri de libertate. Și va veni ziua aceea în care Dumnezeu va întreba și va pune o întrebare. Și de ce n-ai vrut? Doamne, am vrut, dar de ce n-ai făcut-o? Să ajute Domnul ca la ziua aceea, la aceste întrebări, noi să răspundem, Doamne, vreau să fiu, am vrut să fiu cu Tine și astăzi îți spun că vreau să fiu cu Tine cât mai curând. Nu amânați, pentru că nu este o glumă mântuirea. Iar cel care tratează mântuirea și pe Domnul Hristos ca o glumă, se înșală marnic. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
folosesc ocazia și vreau să aduc un anunț pentru tinerii din comunitatea noastră și chiar și din comunitățile vecine și comunitatea soră venită de la Berești, pentru un scurt anunț. Nu va dura decât 10 minute, toți tinerii vom plănui, vom discuta un proiect care trebuie făcut cu tinerii. Vă mulțumesc foarte mult! În curând se va termina și aici ne vom întâlni toți tinerii și oaspeții tineri. Până vine echipa pentru amvon, să cântăm cu toată comunitatea imnul 360. Astăzi este soare în viața mea. Iartă-mă! Thank you.
Pentru momentul primirii în comunitate, vă invit respectuos să ne ridicăm pe picioare. Sora Claudia va fi primită cu prima ocazie a cinei, bănuiesc, la comunitatea Berești, dar îi vom adresa și dânsii un cuvânt. Iar pentru amândoi, un cuvânt va adresa din partea Domnului fratele Ovidiu. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Amin. Stimată soră Tânguială Claudia, deși vei fi primită ca membru în comunitatea Berești Zlău, ținem astăzi la acest moment sfânt al dedicării tale de partea lui Dumnezeu să-ți adresăm câteva cuvinte de încurajare. Mulțumim din toată inima Domnului care te-a căutat din lumea aceasta și te-a întărit ca să iei decizia de a te alătura poporului Său. Să fii vrednică de chemarea pe care El ți-a făcut-o. Să rămâi statornică și credincioasă și să fii mereu o bucurie pentru părinții tăi, pentru cei dragi ai tăi, pentru familia ta și împreună să mergeți către împărăția lui Dumnezeu prin puterea Harului Său. Amin. Amin. Cuvântul Sfintelor Scripturi pentru tine spune astfel: Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Căci pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, Noul Ierusalim, pe el, cel care se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Dumnezeu să te ajute. Amin. Amin. Iar din partea comunității aveți certificatul de vote și o și carte. Cea mai bună carte care am citit-o. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. Iubite frate Posmagă Mihai, îți întind brațul drept al Bisericii Creștine Adventiste de ziua șaptea și îți spun un călduros bun venit în mijlocul nostru. Lăudăm pe Dumnezeu care pe cărările acestea de multe ori întortocheatele vieții și în condiții poate inedite te-a căutat, te-a ajutat, te-a susținut și iată că astăzi prin puterea Harului Său ești aici înaintea Domnului și înaintea Bisericii Sale ca unul dintre aleșii Săi. Să-ți dea Domnul puterea să rămâi statornic și credincios pe calea credinței. Să-L mărturisești la timp și ne la timp, pentru că Tu ești misionarul principal al celor mai dragi ai Tăi. Prin rugăciunile Tale, prin lucrările Tale, cei iubiți ai Tăi să fie alături de Tine, nu doar aici, dar și în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să te binecuvinteze, să te întărească și să trăiești chemarea pe care ți-o face astfel într-o vrednicie de numele Lui Celui Mare. Cuvântul Lui Dumnezeu pentru tine ca o făgăduință spune astfel: adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit, căci ei, zice Domnul, vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici, și cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe și nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și îi voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Să facă Domnul lucrul acesta și pentru tine. Amin. Amin. Mihai, Dumnezeu să te binecuvânteze. Suntem alături de tine și citește cartea aceasta cu siguranță te va ajuta pe drumul acesta. Domnul. În numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, închidem serviciul divin de botez cu imnul 200. Am venit la Tine, Doamne!
luăm atitudine pentru închinare. Tată bun, care tronezi sus în ceruri, în numele și meritele Mântuitorului, venim să aducem prinosul mulțumirilor noastre și vrem să-ți mulțumim din toată inima noastră pentru sărbătoarea care a fost în biserica noastră, pentru bucuria care am avut-o întreaga comunitate, pentru bucuria care a fost în ceruri. Doamne, suntem atât de recunoscători pentru iubirea Ta, iubirea cu care ne cauți pe fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru dragostea arătată prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin jertfa de la Golgota, prin sângele care a curs pentru salvarea noastră. Suntem recunoscători pentru că ne iubești pe fiecare, ne cunoști pe nume pe fiecare și, Doamne, ne-ai adresat în această zi de sabat o chemare specială fiecăruia, atât copii, cât tineri și în vârstă. Suntem gata să răspundem invitației Tale, chemării Tale și fă ca cuvântul rostit să aducă rod în viața noastră, să fie lucrător în viața noastră, să aducă schimbarea pe care Tu o dorești în viața noastră. Suntem recunoscători pentru că astăzi ai fost cu noi și într-un mod special te rugăm pentru cei care astăzi au făcut acest legământ sfânt cu Tine. Să-i binecuvintezi, să-i urmărești Tu cu dragoste și să le binecuvintezi proiectele, planul și în mod special experiența lor. Să binecuvintezi familiile de unde au venit, părinții, frații, rudele. Doamne, dorim din toată inima ca dragostea Ta să ne cuprindă pe toți, să ne pregătim în vederea venirii Tale. Îți mulțumim că ne asculți, pentru că Te-am rugat în numele și meritele scumpului Mântuitor. Amin. Amin.
Frați și surori, înainte de a ne despărți, vreau să salutăm cu mult drag comunitatea Berești și îi mai așteptăm împreună cu noi. Și tare ne-ar place să ne aștepte și ei la o ocazie pe noi toți acolo să văd unde ne primesc. Ar fi frumos. Mulțumim fratelui Ovidiu, care a fost împreună cu noi, pastorul comunității, și l-așteptăm cu drag și cu alte ocazii să fim împreună. Mulțumim și noi că ne-ați primit, ați fost drăguți, amabili și am avut plăcerea să împărtășim această bucurie alături de dumneavoastră. Cam totdeauna comunitatea Bacău Centru. Dorim, felicităm din toată inima pe cei care au fost botezați, acum este rândul ca dumneavoastră să-i felicitați, ei vor fi undeva aici în față, puteți să faceți și niște poze. Sau vreți mai la aer? Că vreți la aer, putem ieși la... Da? Cum facem o video aici sau afară? Cred că mai bine afară. Mai bine, în hol. Deci iese pastorii, salută oamenii și dumneavoastră tot acolo în hol și acolo puteți face și fotografii. Vă rog, nu uitați, mâine la ora 2 este încheierea primului modul al Clubului de Sănătate de la comunitatea noastră și este bine ca să fim mai mulți, că e o ocazie mai deosebită. Și sperăm să fie și de ascultat lucruri foarte, foarte interesante. De asemenea, imediat, după ce, asta imediat înseamnă în maximum 5 minute sau 10, frate Dan. 5? 10. Deci este fără un sfert, la fără 5 minute suntem băieții și tații de băieți în camera aceasta. Nu, băieții și tații care au copii. Băieți. Mai tații de fete? Nu, tații de fete nu. Au fost data trecută. Deci tații și băieții. Sau dacă sunt niște tați mai tineri și care își propun să facă și fete, sau și băieți și au fete, și pe dânsii îi așteptăm. Vă rog frumos, e o întâlnire importantă și nu lipsiți. Deci tații de băieți și băieții, în sala aceasta avem o discuție de adunare intimă, cum se numea pe vreme. Dumnezeu să ne binecuvinteze să rămână cu noi. Amin. Și privește cum curge,
și în inimă, cu bucurie vei merge în țara cea veșnică. Grăbește, vin, nu întârzia, viață-n dar Domnul tău îți va da. Când ești pribeac și